În primul și în primul rând, vă era dor să începeți școala fizic? Da! Da. Câți ar dintre voi să ridice mâna sus ar mai fi vrut să stea acasă și să facă școala online? Nu v-ați simțit lăsat acasă. Dar cred că întâlnirea cu colegii voștri, cu doamnele, cu școala, v-a bucurat și mai ales că astăzi sunteți și la bibliotecă. E pentru prima dată când veniți la Biblioteca Radu Rosetti? Nu! Așadar știți că biblioteca noastră dispune de niște spații foarte frumoase. Vă aflați în cadrul sălii care se numește Ludotecă. Este un loc dedicat copiilor de vârsta voastră, unde îmbinăm joaca cu învățatul. Vă place cum arată această sală? Da! Ok. Este și pentru preșcolare, adică pentru cei de grădinițe și pentru cei chiar de creșă. Ei vin aici și vrem să-i învățăm de mici să se familiarizeze cu biblioteca, cu cărțile, cu atelierele pe care le facem. Haideți să fiu scurt, eu sunt Ion Stăinie și sunt directorul acestei biblioteci. Îmi pare bine să vă revăd. Sunt bucuros pentru că, iată, odată cu venirea voastră, biblioteca a prins din nou viață, pentru că de mai bine de un an de zile, așa cum știți și voi, accesul a fost limitat chiar și la noi. N-am mai putut să facem evenimente. Noi avem pentru voi foarte multe ateliere de vacanță, dar și ateliere unde puteți să învățați limba franceză, limba engleză. Avem un atelier de Lego pe care îl desfășurăm chiar aici și o să le reluăm încetul cu încetul pe toate. Dar astăzi ne-am adunat pentru că, în afară de faptul că e o zi cu vreme frumoasă de miercuri, se mai întâmplă ceva. Știți ce sărbătorim printre altele astăzi? Spune-mi. Da, sau să folosim denumirea oficială, astăzi este Ziua Internațională a Cititului Împreună. Poate sună așa, puțin cam diferit sau, dar să știți că este o zi importantă care se sărbătorește nu doar în România, se sărbătorește în toată lumea, în peste 100 de țări și este o zi care vrea să promoveze bucuria lecturii, a cititului, plăcerea de a descoperi cuvinte și semnificația. Biblioteca Radu Rosetti, prin bibliotecarii noștri care au făcut acest eveniment, a dorit să promoveze lectura și cum altfel decât în rândul copiilor. Vă place să citiți? Da! Vă plac poveștile? Da! Ei bine, înseamnă că ați venit unde trebuie, pentru că asta vom face în minutele următoare și nu numai asta, dacă veți fi primiți, colegele mele v-au pregătit câteva surprize și eu zic că e bine să fiți cuminți ca să nu le ratați. Iar la final o să împărțim și diplome. Fiecare dintre voi va primi un dar, o diplomă care să vă aducă aminte de această zi importantă. Vreau să mulțumesc colegilor mele, Otilia și Alina, pentru că s-au străduit și le-a și ieșit să facă acest eveniment frumos, plăcut, colorat, așa cum trebuie să fie. Și vreau să vă mai zic că e primul eveniment de anul ăsta cu prezență fizică, adică cu public, și sperăm să fie cât mai multe. În afară de clasa a treia, voi de la Ghiță Mocanu, mai avem niște invitați și îl salut aici pe Corneliu Bulai, un om inimos care face foarte multe evenimente în comuna Oituz. Acolo este o asociație, se numește Colding, ați auzit de asociația? Da, am fost domnul Corneliu să ne arată de devenit, cred că nu Cornel Umbren, ci Colbicu. Sper acolo se organizează școli de vară, foarte multe activități și cred că și anul ăsta o să se facă lucruri frumoase. Ne bucurăm că sunt partenerii noștri și el a venit cu câțiva copilași pe care i-a adus dânsul, care în această perioadă își desfășoară activitatea la Colbicu. Eu cam atât vreau să vă zic, vă doresc lectură frumoasă, nu uitați că e bine să citiți, așa veți descoperi lumea și o să vă descoperiți chiar pe voi. Vă mulțumesc și vă mai aștept la bibliotecă!
Și mulțumesc și doamnei învățătoare și lui Cornel pentru că ne-a adus împreună. Da, eu am venit cu ascultători, așa că vreau ca cititul vostru să fie bineînțeles și dacă ei o să aplaude și ei o să se bucure, înseamnă că voi ați avut un citit reușit. Și asta este bine. Și pentru cei care nu știu, noi la Colving avem și povestea de seară. Când a început pandemia, am dat start o poveste de seară în fiecare seară. Dar nu am văzut niciodată copii, pentru că totul se întâmplă pe internet. Și acum e o bucurie foarte mare, cel puțin pentru mine, să văd fețe, să văd zâmbetele în spatele măștilor, dar se simt zâmbetele acestea și mă bucur că trăim și ziua aceasta să ne întâlnim. Mulțumesc pentru invitație. Și salutăm și pe Mickey Mouse și pe Minnie Mouse, dacă nu poate aplauda. Poate să-i aplauda. Sunt aici pentru voi. Acum pe Otilia Dima. Otilia, pe lângă faptul că este bibliotecară, ea are și un blog, a scris și o carte pentru copii și mai are multe surprize. O să o las pe ea să vă spună despre ce e vorba. Da, pentru că este o zi foarte frumoasă în care toți copiii din toată lumea asta citesc și putem să ne întâlnim și noi. Astăzi asta vom face împreună, da? Vom citi. Toți copiii toate orașele pe unde ați călătorit și din toate țările pe unde ați fost, astăzi, acum, citesc! Și asta o să facem și noi, da? Da. Care este povestea voastră preferată? Nașul. Da? Hai, mai spuneți! Pe ghinduțelor! Ce pe urmă alte povestea? Ajută-te pot! Să pot! Și eu mă urmă mai bălat, dar unul doar mai... Așa! Ce mult copii vă puneți avem, nu? Unde trăiau niște omuleți. Datorită staturii și firii lor, nimeni nu le spunea altfel decât prichindei. Și așa o să-i numim și noi în continuare, da? Pentru că ne este greu să-i comparăm cu altceva decât cu niște pepenași. Căsuțele acelui orășel frumos erau pline de flori, de margarete, romanițe, păpădie. Deci era mai mare dragul. Până și numele străzilor erau tot nume de flori, ca de pildă strada clopoțiilor, aleea romanițelor, bulevardul albăstelelor și tot așa. Cât despre orășel, ce să mai vorbim? Că mi se pare și acum foarte nimerită denumirea de orașul florilor. Era așezat pe malul unei ape cunoscută sub numele de Pârâniaș cu Pepenaș. Se numea așa pentru că de-a lungul malurilor sale creșteau o mulțime de pepenași în tot cursul anului. Dincolo de apă, pe malul celălalt, începea o pădure. Prichindeii treceau râul cu niște bărcuțe făcute din coajă de mesteacăn și cutreierau pădurea după ciuperci și alune. Era pentru ei o muncă istovitoare, adică grea, pentru că mititei, cum îi știm, prichindeii nu erau în stare să culeagă alunele decât dacă se cățărau printr-un fișur înărmați fiecare cu câte un fierăstrău. La fel procedau și cu ciupercile. Mai întâi le tăiau de la rădăcină, apoi le tăiau în felii cu fierăstrăul și le cărau acasă bucată cu bucată. Prichindeii nu erau chiar toți la fel. Unii din ei își puneau prichinduți și alții își puneau prichinduțe. Prichinduții obișnuiau să poarte pantaloni, fie cu curea, fie pantaloni scurt cu bretănuțe. În schimb, prichinduțele purtau mai mult rochițe ca prichinduțe.
purtau părul scurt, ca să nu-și bată capul cu chieptănatul. Pe când plichinduțele și-l lăsau să crească până la brâu și-l aranjau cât mai frumos cu putință, îl găseau în codițe, îl împodobeau cu fundițe multicolore și îi mai prindeau și câte o funduliță în creștere. Plichinduții se mândreau foarte mult că sunt plichinduți și nu se arătau prea prietenoși cu plichinduțele. La rândul lor, plichinduțele se mândreau că sunt plichinduțe și nu căutau nici ele prietenia plichinduților. Cum dădeau ochii cu vreunul din ei, cum traversa strada pe trotuarul celălalt și nu creșteau, deoarece se găseau destui plichinduți care să nu le lase până nu le adresau o vorbă uricioasă sau să le tragă de codițe. Vă trag de codițe, plichinduții, la școală? Nu. Bine, aveți niște plichinduți drăguți? De fapt, nu erau chiar toți uricioși, dar cum să ghicește zace în fiecare când năravul nu le stă scris în frunte? De aceea, plichinduții știa că e mai sănătos să se ferească din calea oricăruia dintre ei. Din această cauză, mulți plichinduți le spuneau mândrițe, ce cuvânt năstrușnic, iar plichinduțele la rândul lor îi numeau certăreți, uricioși și mai știu eu. S-ar găsi în noi vorbă destui cititori care să ia toate acestea drept niște povești de adormit copiii. Susținând de pildă că nu s-a pomenit nicăieri în lume asemenea plichindei. O fi? Nu zic nu, dar aici e cu totul altă poveste. Într-un oraș, din lumea bastelor, orice este cu putință. De asta citim povești, da? Să credem în orice. Da. Și astfel, într-o căsuță din strada Clopoțeilor locuiau 16 plichinduți și aveau în fruntea lor un plichinduț pe nume Știe Tot. Da. Faima asta și-o datora faptului că știau o mulțime de lucruri, toate culese de prin cărți. Erau atâtea cărți în camera lui că nu mai rămăsesc nici măcar un colțișor mai liber. Zăceau deanguri întregi pe masă, sub masă și sub fac, chiar și sub fac de cărți. De atât a citit se făcuse topă de carte. Toată lumea îl iubea și îl asculta în toate. Obișnuia să poarte haine negre și când își mai punea și ochelarii, ziceai că este cine? Doamna profesoară! Între locatarii acelei căsuțe se afla și vestitul doctor Pilulă, care îi și doctorea pe plichinduții bolnavi. Umbla veșnic îmbrăcat într-un halat alb și cu o bonetă albă, cu un ciucure în vârf. Tot aici locuia și renumitul mecanic Șurubel. Cu ajutorul său, Piuliță, precum și Zăcărilă Sirope, căruia îi se mai dusese vestea că se dă în vânt după apa gazoasă cu sirop. Era foarte bine crescut. Îi plăcea să-i pomenești și numele după tată și nu suferea să-i spui pur și simplu Sirope. Tot aici stătea și vânătorul Glonțișor, care avea un cățel pe nume Totoș. Vânătorul Glonțișor avea și o pușcă cu topuri. Tot aici locuia și pictorul Acuarelă și muzicianul Alăută, precum și plichinduții Grăbilă, Bombănilă, Utulică, Gogoașă, Zăpăcilă și doi frați, Cică și Adică. Dar dintre ei se bucura de cea mai mare faimă, Habana. Așa-l chema, Habana. Așa-l botezaseră toți, pentru că, într-adevăr, habar n-avea de ceva. Habar n-am, purta întotdeauna o colărie albastră, niște pantaloni galbeni de culoarea canarului și o cămașă portocalie cu cravată verde. Îi plăceau cele mai țipătoare și extravagante culori. Hoinărea mereu prin oraș, împopoțonat ca un papagal și cât era ziua de mare, îndruga verzi și uscate oricui se nimerea în cale. Dar nu se mulțumea numai cu atât. Cum întâlnea o prichinduță, cum începea să o necăjească. Era suficient ca vreuna din ele să-i zărească în capul străzii cămașa portocalie și îi făcea imediat cale întoarsă sau se ascundea într-un colț de casă. Habar n-am, avea un bun prieten, pe Ciufulici, un prichinduț care stătea pe strada Margaretelor. Când se așezau ei la vorbă și nu se mai opreau ore în șir, se tot ciorovăiau de câteva 20 de ori pe zi și apoi de tot de atâtea ori se și împăcau. Habar n-am, rămăsese de poveste, mai ales după o întâmplare de pomină pe care o să vă spun astăzi. În
lui obișnuite, se pomeni într-o bună zi că un cărăbuș l-a pocnit drept în ceafă. Habar n-am, a făcut o tumbă și a căzut mototole la pământ. Cărăbușul, în schimb, își văzut mai departe de drum. Habar n-am, sări în picioare și început să iscodească cu privirea împrejur să vadă cine l-a pocnit. De nu se vede nimic. Cine m-a lovit? Se miră habar n-am. Nu cum a fi căzut ceva din cer? Îi dădu capul pe spate și privim în sus pe cer, dar nu văzut decât soarele. Bravo! Care scăpăra, deci lua ochii de soare. O fi picat ceva din soare, drept peste mine, de spuse habana. Să știi că s-a rupt o bucată de soare și m-a nimerit de în cap. Cioculeț era un vestit astronom care meșterea din cioburi de sticlă niște lentile care măreau orice imagine. Dacă te uitai prin ele, ți se părea toate lucrurile mai mari ca în realitate. Din câteva asemenea lentile, Cioculețul își făcuse cu adevărat un adevărat telescop cu care cerceta noaptea, luna și stelele pe cer. Și astfel Cioculeț devenise astronom. Ascultă, Cioculeț, îi zise habar. Deci, știi ce mi s-a întâmplat astăzi? S-a luat un ciop de soare și m-a pomit de tâncat, de m-a trântit la pământ. Ce tot îndrugi, habarna? Zise Cioculeț. De-ar fi picat un ciop din soare, de-ar fi turtit de tot. Soarele e mai mare decât toate zilele și mai mare decât pământul nostru. Nu se poate, răspunse habarna. După mine, soarele nu e decât o strachină mare. Așa ți se pare, pentru că e foarte departe. În realitate, soarele este tot un glob uriaș de foc. L-am văzut bine prin telescop. Și dacă s-ar fi rupt din soare o fărâmă cât de mică, ne-ar fi făcut una cu pământul. Nu mai spune. Se minună habarna. Niciodată nu mi-aș fi închipuit că poate fi atât de mare. Mă duc să le explic și prietenilor să afle și ei cum stau lucrurile. Iar tu mai caută la soarele ăla al tău, poate-i găsești vreo știrbitură. Habar n-am, o pornit din nou către casă, oprindu-i pe toți în cale și zicându-le: fraților, ați mai pomenit una ca asta? Soarele e mai mare decât tot pământul nostru. E ceva teribil. Și să vă mai spun ceva? S-a rupt din el un cioc și zboară între noi. Acuș, acuș, cade peste noi și ne turtește pe toți. Suntem pierduți. Poftim, întrebați-l și pe Cioculeț să vă spună și dumnealui. Râdeau cu toții de plinși, fiind cu palabrele lui Habarna. Dar el nu se dădea bătut. Se repezi glonț spre casă și începu încă din praf să strige: păzea, fraților, fugiți că vine drept spre noi. Cine vine? Un cioc s-a rupt din soare și vine drept spre noi. Ne va face zob pe toți. Știți cât de mare este soare? Dară privirile către soare. Se tot uitară până le dătură lacrimile. În cele din urmă, orbiți de lumină, începură parcă să vadă o șchipitură în soare. Cât despre habar n-am, acesta striga cât îl ținea în gura: fugiți că-i groasă rău, scapă cine poate! Dătură buzna cu toți în casă să strângă lucrurile. Acuarelă puse mâna pe vopsea și pe șevaleta, lăută își făcă vioara, balalaica și trombonul de alamă. Medic prin toată casa în căutarea trusei sale, care se rătăcise pe undeva, băboașa și-și făcă galoșii și umbrela și tocmai o tulea pe ușă, când deodată răsună undeva aproape glasul biștinitor: nu vă temeți, fraților, că nu ne pândește nicio primejdie. Ce? Nu-l cunoașteți pe habar, na? Înșiră ca întotdeauna băboși. Toată istoria asta nu-i decât o trăznaie de-a lui trăznaie. Să vă spună ce puneți, dacă nu am eu dreptate. Auzind insistențele lui habar n-am și pentru a se liniști în vreun fel, porniră cu toți în goană spre Cioculeț și astfel se lămuri că habar n-am doar născocise o altă istorie. Mare minune zău așa! Păi cum să-l
înceapă. V-a plăcut? Da! O să vă dau o hârtiuță cu habar n-am, pe care îl colorați acasă cu părinții, da? Deci puteți să trimite pozele după ce l-ați colorat, da? Uite, l-a desenat cineva pentru voi. Vedeți, seamănă bine, nu? E foarte frumos! Seamănă foarte bine, nu? Da, e frumos! Cine l-a desenat? L-a desenat o doamnă care vine aici, este voluntar. Și îi place să deseneze. Și o să vă dăm câte una acasă, da? O colorat și le spuneți părinților să vă mai citească din habar n-am, că sunt multe, multe, multe povești, da? Ce vrei să citești? Dintr-o poezie sau la mala? Sunt ușoare, am două. Ok, o să... La malama, da? Hai, la malama în pijama! Ia să vedem! Le citim fetițelor mici ca să învețe și ele să citească, da? Ok. Ha. La malama în pijama citea povești cu mama sa. La malama în pijama singur, fără mama sa, vrea apă înseta. Mama are de spălat. La mama pijama strigă după mama sa. Mama zice, stai, nițel. Puiuș și cântă un cântecel. La mama pijama, unde-i mama mea? Dar nici urmă nu-i de mama. Se frământă puiul lama. Lama în pijama plânge după mama sa. Acum sună telefonul. Puiul lama crește tonul. Lama în pijama ascultă pe mama sa. Ce tot face mama lama? Plânge tare puiul lama. Lama în pijama urla după mama sa. Puiul sare bosunflat, țăpâi și țipă în pat. Lama în pijama, în beznă fără mama sa. Mic pitic și speriat, dacă mama a plecat. Lama în pijama, urlă după mama sa. Unde? E chiar a plecat? Mami, vină imediat! Aici vine mama imediat, da? Ce scandal, puiule lama! Are treabă mama lama! Chiar nu știi, puiule lama, cât te adoră mama lama? Lama, în pijama e pupat de mama sa, cuibărit adânc alene. Puiule lama doarme în perne. Bravo! Uite, o chemăm și pe Maria. Ea este o fetiță nu doar foarte frumoasă, ci deșteaptă. Ea scrie poezii și povești pentru copii. Da? Și acum ea ne citește dintr-o poveste sau poezie scrisă chiar de tine, da? Povești pentru copii? Da! Dacă vrei, poți să citesc poveștile tale la povestea de seară. Sau o dă-ți copii. Da. Îmi dai poveștile și da, o să te vorbiți cu doamna învățătoare. Și doamna învățătoare și domnul sunt foarte deschiși și cred că și împreună puteți să faceți multe proiecte foarte deja faine. Deja le-am făcut. Da? Deci este perfect. Da. Hai. Și acum, hai, fetițe micuțe și colegii ei, o ascultați, da? Nu pleacă, ziceți să bea apă. Și acum o ascultăm. Să beau. Da. Ne citește. Stai să bea fetițele apă ca să le citească. Mai micuțe. Le iau foarte
Natalia, nu vreau și eu. Mai Maria, mai tare, puțin, să audă și băieții de acolo, din spate. Ala, era odată un palat uitat, strălucitor, pustiu și minunat. De peste tot, urieni și-au, păsările concerți meu. Talele, trandafiri, zambile, cai, grifin și alte jivine, de peste tot ele veneau și un peisaj nemai văzut creau. În vârf, turmul cel mai de sus. De unde puteai vedea fiecare apus, era un cuici în pată mică, frumoasă, deșteaptă și firavă. În fiecare dimineață îi se iețește nasul cât, iar de la fereastră îi se aude cântul. Așteptând cu minte, prințul ei iubit să vie, dar poate minte, poate singură ei s-o prință vie. Da? Și dacă tot este de aici din oraș, da? Citim și din poeziile ei, că sunt pentru copii, da. Foarte frumoase și drăguțe, uite, pentru, și pentru voi și pentru fetițele mici, citim Rița Veverița. Rița Veverița. În căsuța din pădure, Rița Veverița face prăjituri cu nuci alune și cu atâta drag le coace, să le împartă la vecine, ca să împacă tare bine. Și la ele dă colea dimineața la cafea. Calul meu de lemn, calul meu de lemn, cum zbor? Până dincolo de noi, ai comele aurite și fac iute la copite. Dumă lume, chiar de smil, nu mi-e frică de nimic. Bondarul cu burta plin. Stă bondarul pe o floare și-l doare burta tare. S-a mâncat gentul de prăjitură cu polen. Și așa, cu o burtă grea, s-am de prânz acum ar vrea. Dar, când se adormă bine, vine roiul de albine și îl ceartă că a mâncat până ce s-a îndopat. Și nu este sănătos, că devine puturos. Bravo! Mai lor și pe ea și după aia restul la fi.
de ori le citim înainte de culcare, nu? Noapte bună, copii! Se leagă în stele povești cu zâne bune, când somnul vine alene, pe la copii și spune să țină gene închise, că trec pitici voioși, să aducă brun de vise, prințese feți frumoși. Corona pe veșminte, pui mic, tu dormi cu minte, cu ochii de-ai deschis, dispare orice vis. Lectura. V-am zis că o să aveți parte de surprize. Prima dintre ele este chiar acum, pentru că astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Cititului. Această diplomă este oferită în toată lumea, da, bine, în fiecare limbă. Deci acesta este formatul diplomei generale, care se oferă în această zi celor care sărbătoresc lectura. Așa că și noi o să vă dăm fiecăruia dintre voi câte o diplomă, pentru că a trecut în vizită pe la noi și domnul viceprimar, am să-l invit alături de mine ca să vă dea dânsul diplomele. Bună ziua, vă mulțumim că ați venit să participați la evenimentul nostru, să citim împreună. Sunt copii de la Ghiță Mocanu și de la Asociația Colin din Oituz, care fac o școală de primăvară, să spunem. Bun, și o să începem cu cei mici de la Colin, pentru că ei vor trebui să plece ca un prânzul la cuș. Și o să-i dăm Ameliei Crețan. Amelia! Hai, Amelia! Hai! Amelia! Amelia, ia spune tu câți ani ai? 4 ani. Bravo! Bravo! Ai și prima diplomă, cred că, da? Da, de ascultător, cititor. Ai arată diploma la mine. Da, așa. Gata. Bravo! Tot de la Colpic, Andreea Petrișor. Andreea, ai și tu, Andreea, să primești diploma, că ai fost foarte cu minte. Tu câți ani ai, Andreea? 4 ani. Tot 4 ani, da? Natalia Dima, hai Natalia, și tu ai fost foarte ascultătoare și cu minte. Haideți să le aplaudăm! Da. Antonia Pârbu, Antonia, de la Colting Oituz. Bravo, Antonia! Ana Tanasie, hai Ana, haideți să o aplaudăm și pe ea. Și în ultimul rând, lui Cornel Bulai, coordonatorul centrului. Cred că l-ați merit aplauzele voastre. Și acum, pentru cei de la Ghiță Mocanu, am să rog pe domnul viceprimar să le ofere și să citească și numele vostru. Matei Cristian. Cei din spate vor fi cei din tâi. Bravo! Giulia Ioana. Haideți, aplauze și pentru Giulia. Alexandru Samuel. Alex, bravo, Alex. Vanessa Mihaela. Vanessa, Vanessa. Bravo. Ana Maria Olaru. Felicitări, Ana. Maria Mustață.
Haideți să îi aplaudăm, sunt colegii voștri, să îi aplaudăm așa mai puternic. Chiar dacă n-a sunt caz de părinte. Ioana Maria Mural. Mateo Cristian. Nu-l aplaudați pe Mateo, nu? Nu merită. L-ați uitat? Ioana Aida Mihalache. Hai, Ioana. Natalia Ștefania Luca. Teodor Adrian Citar. Teo, hai! Mihai Nicolae Iftinca. Mihai! Tudor Hangan. Ianca Nicolae. Ianca. Miruna Andreea. Alessia Din. Mario Alessandro. Bravo! Elena Cojocaru. Elena! Alexandru Călcei. Alexandru Blacu. Alexandru, scuze. George Matei. Școala gimnazială.